Începem însă cu informația momentului: tentativă de lovitură de stat în Ungaria, de jucată de poliție și trupele antitero. 8 oameni au fost arestați. Poliția ungară a capturat arme de foc și muniție, iar jurnalistul Digi24, Alin Borcea, are mai multe informații. Alin, te ascultăm. Bine v-am găsit. Poliția și trupele antitero din Ungaria au dejucat o lovitură de stat armată pusă la cale de o grupare care se numea Sciții Ungariei. 150 de mascați au făcut 10 descinderi simultane în Budapesta și în alte orașe. Oamenii legii au găsit puști, pistoale, muniție, cuțite, plus informații detaliate despre planurile grupării și despre membrii acesteia. Sciții făcuseră deja acte de identitate noi cu semnele regimului pe care doreau să-l impună cu forța armelor. 8 oameni au fost reținuți, iar 3 dintre ei au fost arestați, inclusiv un bărbat de 88 de ani. Ei vor fi acum cercetați pentru tentativă de lovitură de stat. Această grupare, Sciții Ungariei, anunțase în noiembrie 2023 pe Facebook că vrea să schimbe regimul de la Budapesta, să aresteze politicieni, foști și actuali, dar și să dezarmeze armata și poliția dacă s-ar fi opus. Totodată, Sciții anunțaseră că au început formarea unei miliții populare în armate. De la acest mesaj de pe Facebook, procurorii din Ungaria au început investigația, care s-a terminat cu aceste descinderi și arestări. Dar povestea mai are încă o față. Presa de opoziție din Ungaria a ironizat întreaga situație și a sugerat că Victor Orban și-a inventat practic o amenințare la adresa regimului său.